telespectatoare, dragi telespectatori, sunt Rodica Baciu și vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile. De această dată am pregătit o ediție specială cu ocazia sărbătorii nașterii Mântuitorului. Și cum la Crăciun se obișnuiește ca să se adune familia împreună, ca să ne întâlnim rude mai îndepărtate și parcă bucuria se înmulțește din acest motiv. Iată că și în studioul nostru avem patru persoane din patru generații. Sunt astăzi alături de mine trei doamne și o domnișoară, toate cu același nume de familie, Hădărian. Ele vin din Cristești, de lângă Târgu Mureș, și fac parte toate din Biserica Penticostală de acolo. Le spun bun venit și le mulțumesc că au acceptat această invitație, dar să le și prezint. Chiar lângă mine se află doamna Maria Hădărian, în vârstă de 97 de ani. O vedeți puțin apăsată de povara anilor, dar ne apreciem mult că este alături de noi la această discuție în jurul mesei de Crăciun. Apoi este Estera Hădărian, o tânără strănepoată a primei invitate, o tânără de 17 ani, elevă la Liceul Unirea din Târgu Mureș. În continuare este bunica Esterei, doamna Aurelia Hădărian din Cristești, mamă a 7 băieți și despre nepoți o să o las pe dânsa să ne spună la momentul potrivit. Și apoi Adela Hădărian, Adela Florentina Hădărian. Bine ai venit, Adela! Bine v-am găsit! Eu vreau să le spun telespectatorilor că tu ești co-realizatoarea mea de această dată pentru această ediție și că mi-a prins foarte bine ajutorul tău de a aduna această echipă de invitate împreună. Mulțumesc! Vreau să subliniez și faptul că ești împreună cu fiica ta, cu una dintre fiicele tale, cu mama soacră și cu bunica din partea soțului. Cred că e emoționant și pentru voi. Da, bineînțeles. Noi suntem foarte des împreună, dar de fiecare dată când suntem împreună îmi face o plăcere deosebită, pentru că chiar am ce să învăț și de la mama și de la bunica. Sunt niște exemple pentru mine. Eu am cunoscut povestea familiei voastre și lucrurile frumoase care au ieșit în evidență și de asta am vrut să le cunoască multe alte familii și să se bucure. Sperăm să fie o binecuvântare și pentru alții. Vreau să ne întoarcem la tema ediției noastre, sărbătoarea Crăciunului, seara Crăciunului, și aș vrea să întreb și poate începem cu bunica. De ce mă apropiuți de mine? S-aud bine ce vorbesc. Ok, dânsa aude puțin mai greu. Ce reprezintă Crăciunul pentru dumneavoastră? Să face mult pentru trup. Crăciunul, nu de-aia reprezintă. Să-i dăm mâncare bună, să-i dăm beutură care vă folosește, să-i dăm tot ce trebuie și să trecem peste Biblie. Treaba ei ce e acolo. Eu nu știu ce ținuă e o mână. Altul știe ce cidare. Ne-am cumpărat și ne-am făcut și mă duc. Nu e o Biblia. Că n-am timp. Pentru mine e cel mai bun lucru. N-am umblat la școală, dar am și citit Biblia din acolo până acolo și până că cine m-a învățat să mânc, m-a învățat și să citesc Biblia. Aia carte mi s-a împărut mie mai bine, că să nu fac cu tare, să nu fac cu tare. Nu vreau să vă spui că ce trebuie făcut,
că dumneavoastră tot șeciți Biblia. Eu o am șecit și eu. Și-i mulțumesc lui Dumnezeu că-mi vine în minte, mi-a adus înapoi în minte ce am șecit cândva, când am putut vege să șecesc. Acum tot ce-mi vine în minte pe rând, ce spune Biblia, și să ascultăm toți de ce spune Biblia, că ne învață bine. Mulțumim pentru gândul acesta. Dumnezeu Biblie și-am găsit acolo că ea, Dumnezeu văduvilor și a orfanilor, și eu m-am bucurat mult de aceste cuvinte, văduvilor și a orfanilor. De ce v-ați bucurat? Că-i Dumnezeu orfanilor și eu am crescut fără tată. Și tare mult m-am bucurat și să ne bucurăm toți de Dumnezeu. Deci, mulțumesc pentru gândul acesta. De fapt, Crăciunul ar trebui să ne concentreze atenția asupra Bibliei, asupra Cuvântului, da, lui Dumnezeu. Da. Aș vrea să le rog și pe celelalte invitate să completeze această definiție a dumneavoastră. Pentru mine, Crăciunul e o zi de sărbătoare, ca pentru toți, cum ar trebui să fie, fiindcă sărbătorim nașterea Mântuitorului. Și e o ocazie foarte bună ca să petrecem mai mult timp în familie. Și pentru mine Crăciunul e mai mult sărbătoarea nașterii Domnului, că Crăciunul s-a inventat mai târziu, dar la început a fost nașterea Domnului. Domnul Iisus a născut în iasle, a vestit îngerii păstorilor, a vestit magilor și l-a găsit la iasle din Betleem. Și pentru noi a fost cea mai mare sărbătoare, că dacă Domnul nu se năștea, nu murea, nu învia și noi nu eram mântuiți. Pentru mine, Crăciunul este un prilej de pace și liniște sufletească. Pentru mine, Crăciun înseamnă o ocazie specială de a vesti și altora nașterea Mântuitorului nostru. Este un moment în care toți oamenii sunt cu inima deschisă, cu inima mai plină de bucurie, cu mai gata să accepte pe Domnul Iisus Hristos în viața lor ca Mântuitor. Bunica spunea în completarea răspunsului la întrebarea mea despre oameni care percep altfel Crăciunul decât ne place nouă să îl percepem și să-l înțelegem. Oare câți realizează adevărata semnificație și cum ar trebui să ne raportăm? Aș vrea să dezvoltăm ideea, pentru că la vârsta pe care o are, m-am bucurat de preocuparea de a face diferența între ceea ce este valoros și ceea ce nu este valoros, și chiar cu asta a început. Crăciunul nu este să ne preocupăm numai de noi, să ne simțim noi bine. Oare ce ar trebui să facem de Crăciun? Eu cred că aduce o rază de bucurie, de speranță în inima celor dragi și în inima celor cu care intrăm în contact. Este un lucru deosebit. Foarte mulți așteaptă asta de la noi, chiar dacă nu ne-o spun prin cuvinte. Și cred că a ne îngriji de ei, ai face să fie fericiți, ai face să realizeze că există cineva care chiar îi iubește cu adevărat, că Dumnezeu le-a făcut un cadou deosebit prin Iisus Hristos, care s-a născut în ieslea din Betleem, este foarte important pentru fiecare dintre noi. Estera, tu ce părere ai? La generația ta cum se văd lucrurile? Crăciunul pentru persoanele de vârsta mea, cred că pentru majoritatea înseamnă mai mult doar mâncare și distracție. Cadouri? Și cadouri. Deși părerea mea e că nu asta e ceea ce contează cu adevărat și eu cred că e chiar un prilej bun ca să mergi să vestești nașterea Mântuitorului și
ca tare îmi place să mă duc la colindat și să vestesc și altora această veste bună. Aș vrea să vedem cum sărbătorește de obicei familia Hădărean Crăciunul și încep cu dumneavoastră. Pe urmă, Adela și nepoata o să vă ajute. Ce să zic, la noi în familie, la Crăciun ne adunăm toți care pot din țară, care sunt în țară. Acum de sărbătoarea asta au venit din Irlanda, Fane cu familia, o să vină Dani cu familia și cei de la Sighișoara, Filu cu familia, Mihai cu familia, o să avem o întrunire de familie. Povestiți-ne un pic de familia dumneavoastră, văd că aveți aici fotografii. Da, avem o fotografie aici cu familia, cu nepoți, cu... Familia formată din doi părinți, da, o bunică, 7 băieți și 6 nurori. Sau aici nu erau numai 5. Și da, acum sunt 7. Da, 6. 6 numai, că Adi nu e căsătorit. Da, 6 nurori avem și 13 nepoți. Nu toți cuprinși în această poză, dar asta e mai, nu e chiar recentă poză. Cum vă simțiți așa când îi vedeți pe toți, că au bucuria să vină? Mă bucur de ei când îi văd. Parcă câteodată nici nu cred că s-ai mei când îi văd pe toți. Să adună. Oare sunt ai mei? Domnul i-a binecuvântat pe fiecare cu familie, cu... și mulțumesc că El ne-a purtat de grijă la toți. Fiecare unde sunt slujesc pe Domnul și mulțumesc. Și aveți oameni implicați dintre copiii dumneavoastră în lucrarea spirituală. Aș vrea să ne spuneți un pic și despre bucuria aceasta. Ce să zic, să... De a fi mama unor misionari. Și... Mihai e responsabil de biserică la Cristești, el e diacon, Filu e pastor la Sighișoara, Dani misionar în Turcia. Și pe urmă Fane în Irlanda, Cornel în America și Beni, cel mai mic, tot în Irlanda. Și slujesc Domnului fiecare unde sunt și mulțumesc lui Dumnezeu pentru ei. Și Domnul să-i binecuvinteze și mulțumesc pentru că suntem aici astăzi. Anul acesta, ce e mai deosebit în familia Hădărean? Ne bucurăm că sunt și cei care sunt plecați din țară și au avut ocazia, prilejul să vină în România. Este o ocazie deosebită pentru copilașilor să vadă cum se sărbătorește Crăciunul în România, pentru că până acum tinerii nepoței nu prea au avut ocazia asta, au venit mai mult în timpul verii în concediu, dar de data aceasta au venit special să vadă sărbătoarea Crăciunului în România. Sper să rămână cu o amintire frumoasă, o amintire plăcută, o amintire deosebită și să-și aducă aminte toată viața lor de momentele astea plăcute petrecute în familie. Fane-o venit acum că nu a fost de 12 ani de Crăciun în familie, de Crăciun și cu dorit să vină să vadă și copiii cum se sărbătorește în România Crăciun. Și Perluța tot la fel. Nepoțica din Turcia. Da, din Turcia. Și o dorit mult să fie împreună cu noi la Crăciun și cu prietenii ei din România. Cred că sunteți o bunică foarte bună. Dacă de la așa distanță nepoței doresc să vină și ați creat un cadru de familie foarte plăcut. Eu așa cred. Domnul cunoaște toate lucrurile. E adevărat, Estera? Să fie una dintre contribuțiile majore și ceea ce se întâmplă acolo. Nouă nepoților ne place să venim la bunica la toți. Este o bunică și o mamă exemplară. Întotdeauna ne-a primit cu dragoste, cu bucurie, cu dedicare. Întotdeauna ne-a servit și ne-a ajutat când am avut nevoie. Este un exemplu pentru noi toți. O să mă întorc să mai aflăm câteva lucruri din bunătatea asta așa pusă la modul practic, dar vreau să întreb pe cea mai în vârstă dintre invitatele noastre, în copilăria dumneavoastră, cum era Crăciunul? Se numea Crăciun sau se numea altcumva? Sau cum sărbătoreau oamenii Crăciunul cu mulți, mulți ani înainte?
Care cum? Nu toți oamenii la fel sărbătoresc. Nici atunci nu sărbătorit și nici acum. Care vreau să-L slujească pe Dumnezeu. Caută Biblia, o setește, o trăim cât putem și cât care caută numai pentru corp, că doar de-aia trăim. Da? Așa spun unii, dar nu-i chiar așa. Ha? Așa spun unii, că trăim să ne simțim noi bine, dar nu-i chiar ăsta adevărul. Îmi trebuie să mânc și să beau, că doar de-aia trăiesc. Așa zic oamenii. Ei mai mulți dintre românii noștri. Eu așa văd, nu știu dacă e drept. Nu știu dacă văd bine. Da, mai lasă-i de lepași, că doar așa cu tare așa, așa cu tare așa. Nimic și pe nimeni să nu vorbim de rău. Zice în Biblie, vă spun și am găsit așa fără să umblu la școală, am găsit scris că dacă n-ai și-l vorbi pe om de bine, închide gura și tași. Dar nu spui numai ție, dar mai uit numai. Dacă nu știu pe nimeni ce-o făcut și ce face, ce să poți vorbi de el? Poți vorbi ceva din viața mea, ce întreb? Îmi cunoști faptele din tinereță? Iară ce întreb. Și dacă n-ai ce vorbi pe om, e bine. Și apoi eu asta o am învățat. Cum e cu tare tu, Marie? Cum e cu tare mătușă, ori cum îți zice? Uite ce și vezi. Cum? Că eu văd mai rău ca tine, știi? Că mă întreabă oamenii că cu tare, dacă sunteți pocăiți, ce face cu tare? Uite ce-o făcut. Eu știu ce pot și învăța pe oameni. Dacă vezi ceva în mine rău, te rog din toată inima, ce-am numai la o parte, să nu știe toată lumea că ce rău am făcut. Și învață-mă să nu-l mai fac. E mai bine așa, ori mai bine să știe toată lumea ce rău am făcut eu. Aici eu întreb, ce trebuie făcut să învățăm? Păi cu siguranță ce trebuie făcut este să corectăm în... Eu nu știu ce zici. Așa cum sugerați, corect este să sfătuim în dragoste, să încurajăm, să vorbim de bine și da. Înțeleg că la familia noastră se întâmplă așa lucrurile, adică dacă n-ar fi așa, n-ați fi o familie unită cu nepoți care să se bucure că revin în sânul familiei. Vă spui la toți ce pățesc eu. La noi îndată se adună toți, așa nicum, se adună genicile astea la oaltă. Îndată, și apoi pentru Aurelie e cam greu. Tăgesc că nu că n-are de unde și ce face, e numai singur între mulți. Care slujește și... Și nu-i așa ușor.
Dar eu mă bucur că văd că se adună așa 10 degete și dacă le aduc să le zi la pțișoare, sunt 20 de degete. Eu cred că bucuria cu care mama ne primește de fiecare dată compensează alte lucruri, greutatea slujirii. Eu vreau să întreb ce le pregătiți de Crăciun, de mâncărică, pentru că, sigur, Crăciunul, așa cum s-a spus, nu-i vorba numai de ce le trupești, dar și noi avem aici. Sunt mulți, la toți trebuie făcut ceva, că nu poți să stai să nu mănânci. Cu siguranță. Apoi ce să pregătim? Facem o supă de tăiței cu găină, facem sarmale, din alea ce mai sunt de la porc, tot felul. Și prăjituri și cozonac. Deci mâncărurile tradiționale, da, da, românești și prăjituri. Am auzit că faceți foarte bune prăjituri. Apoi, nu, mă străduiesc și eu cât pot. La ei mei le plac, apoi sunt deosebite, sunt diferite feluri de prăjituri. Poate sunt și mai bune. Estera, care sunt prăjituri cele mai reușite a bunicăi? Pentru o mamă cu copii mulți. Apoi nu e așa ușor. Când, câteodată când slujesc. Copiii și... când cresc, umblă pe mulți, mai ales acum până țări, nu până țară, pe la mulți, că pe mulți țări. Și văd multe, aud multe, mâncă mâncări multe, multe feluri. Și la fiecare ar trebui la gură mea, cum îmi place mie, la gură la altul. Dar oare o singură mamă poate face pe voie la tăce gurile neajutată? Ce zici? Eu întreb. Păi să vedem ce spune dânsa. Nu mai zic câteodată că eu sunt robul ce slujesc tuturor. Un om al durerilor. Eu cunosc câteva dintre nurorile dumneavoastră și pe băieții cunosc pe toți și pot să vă confirm că foarte mult vă apreciază și că reușiți să le faceți pe plac, bineînțeles. Păi așa cu răbdare și cu ajutorul Domnului și... Mai vreau să spun că odată eram, când până nu s-a construit la noi biserica, a venit la noi o soră și ne-am rugat și zice că femeie, când faci mâncarea, uită-te în sus și cere de la Duhul Sfânt să dea gustul de mâncare. Fără să... Și am aplicat de multe ori lucrul ăsta și nu uit niciodată. Este o mamă apreciată. Nu, chiar ne place, gătește foarte bine și are un ingredient secret, dragostea, pe care întotdeauna îl pune în mâncare și noi simțim asta atunci când mâncăm din ce ne-o găti mama. Pentru mine este soacră, dar eu o văd ca pe o mamă, a doua mamă a mea. Și chiar nu se compară, nicăieri nu e așa de bună mâncarea ca acasă. Care sunt cele mai bune prăjituri ale bunicii? Are bunica o prăjitură cu ciocolată care sigur place tuturor nepoților și băieților. Ei, cred că e preferata tuturor, pe care o face la toate ocaziile. Dar pe lângă aia, oricum, bunica face multe feluri de prăjituri și acum a învățat să caute și pe internet rețete și ne mai face și surprize, prăjituri noi și noi suntem foarte fericiți. Ca să nu se plafoneze, da, să fie în pas cu tot ceea ce da, este nou. Ei, dacă or fi colindători care ne ascultă acum și ar dori să testeze, oare îi primiți? Cum să nu? Da, bine. De reținut, deci la Cristești, unde sunt cele mai bune prăjituri, la familia Hădărian și ingredientul acela cu multă dragoste. Și pentru cei care nu o să ajungă să vă colinde, cred că ingredientul aflat în Scriptură se poate pune în toate prăjiturile care le găsim. Cu siguranță, da. Și atunci da, o să le iasă bine și lor. Vreau să ne referim un pic la obiceiuri care... n-au bază biblică și sunt personaje ieșite în evidență, sunt obiceiuri
și să vedem un pic cum, care sunt astea în primul rând și ce facem cu ele. Într-adevăr, Crăciunul se sărbătorește, nici nu se știe de când, de foarte, foarte mult timp. Probabil că nu s-a numit așa. În varianta în care îl cunoaștem noi, se sărbătorește, se zice, din 1843, de când Charles Dickens a publicat cartea lui A Christmas Carol, o colindă de Crăciun. Atunci, în cartea lui se sublinia că ar trebui să fim mai binevoitori, mai darnici, mai buni de Crăciun și este o idee extraordinară care s-a păstrat până în zilele noastre și cred că ar fi bine să o apreciem, dar înainte de asta și chiar și astăzi, unii o mai sărbătoresc împreună cu Boboteaza, cu ziua de 6 ianuarie sau cu Sfântul Nicolae. Tradiția cu Sfântul Nicolae este preluată de la olandezi, care o sărbătoreau așa. Deci eu cred că indiferent de data când este sărbătorită sau de modalitatea asta, personaje s-au preluat de la vechii zei tot felul de tradiții, de culturi, este și Moș Crăciun, care nu este menționat absolut nicăieri în Scriptură. Cei care nu înțeleg credința la fel ca și noi sau care nu se iau neapărat după Biblie consideră că este un prilej de bucurie pentru copii și într-adevăr așa este, dar eu cred că bucuria mai mare ar fi dacă ar înțelege bucuria pe care o dă nașterea Mântuitorului în inima fiecăruia dintre ei. Într-adevăr, se primesc cadouri, se împodobește brăduțul de Crăciun, tradiție germană de data asta, acolo ei au fost primii care au împodobit brazii de Crăciun. E o bucurie, într-adevăr, dar cea mai mare bucurie, subliniez din nou, este să se nască Iisus Hristos și în inima ta și să poți să te bucuri de asta. Ideea cu Moș Crăciun este, cred eu, una care concurează personajul principal care ar trebui să fie Domnul Iisus. Tu ce zici, Estera? Cum văd lucrurile colegii tăi, prietenii de vârsta ta? Nu aud. Cred că se pune prea mult accent pe primirea cadourilor de Crăciun și eu, care de mic am fost învățată că nu există un Moș Crăciun și care este adevăratul motiv pentru care sărbătorim Crăciunul. Da, este frumos să primești cadouri și cred că e mai frumos să dăruiești cadouri și să faci oamenii de lângă tine fericiți și cred că se pune prea mult accent pe această idee și că copiii din ziua de astăzi nu ar trebui să fie învățați așa, să fie crescuți de mici, care este adevăratul motiv pentru care sărbătorim această zi din an. Și ce credeți? Oare noi ar trebui să oferim cadouri sau chiar ar trebui să facem diferit de Crăciun, doar pentru că Moș Crăciun aduce cadouri și cumva intră în concurență cu Domnul Iisus? Poate ne ajută prima bunica. Ce credeți, la Crăciun ar trebui să oferim cadouri sau, deoarece oamenii cred că Moș Crăciun aduce cadourile, mai bine să lăsăm la o parte această practică? Cadourile nu se fac la oamenii bogați. Ori se fac, ce zici, la om care are tot ce-i trebuie acasă. Îl iubesc că e harnic și de-aia are și mă duc să-i duc un cadou. Și unul care poate că n-a avut nici unde lucra, poate l-a îngăduit Dumnezeu așa ca să vadă ce facem noi, îl lăsăm acolo. Dacă acolo îi place, stai acolo. Cum îi mai vine să-l sculăm, să-l ridicăm, o să-l... Eu nu sunt învăț, eu vreau să întreb cum e mai bine. Cu
siguranță că cei nevoiași vor aprecia și mai mult am cadourile. Am avut un moș bătrân și era o poveste că un tânăr leneș s-a culcat sub o prună, sub o măr și sta cu gura căscată să ptișe de acolo și va în gură să mânce. Și apoi era scris acolo lângă el că ptică pară mălăiață în gură la nătălă feață. Să se sature și el. Dar Dumnezeu ne pune la încercare. Și pe mine m-a pus, de-aia știu. Uite cu tare și cu tare de când stă acolo și nu mânca de două zile. Dar pe de ce nu mânca, de ce nu a avut? Și de ce nu are? Nu-i place să lucre. Dar păi, la care trebuie să-i dăm, la care nu poate să lucre, o la care nu-i place să lucre. Și atunci unul cineva o zis că și la unul și la altul se dă. Că care poate și nu vre, n-are înțelepciune. Și care ar vrea și nu poate, nu face că nu poate. Și tot trebuie ajutat. Tot. Eu consider că trebuie oferită cadouri și celor nevoiași, într-adevăr, dar cred că este foarte bine să oferim cadouri și celor dragi, celor din familia noastră, nu pentru a ne arăta bunăstarea sau pentru a ne arăta ce avem sau ce nu avem. Este important să le arătăm în primul rând dragoste, faptul că îi apreciem, că îi iubim, că ne sunt dragi. Eu cred că chiar și cu acest prilej în care toată lumea primește cadouri sau toți sunt fericiți, e o ocazie unică și specială să le arătăm încă o dată că îi prețuim și iubim. Doamna Aurelia, vă place să primiți sau să faceți cadouri de Crăciun? Apoi ce să zic? De primit primez eu, nu am posibilitate să fac cadouri pentru toți că mulți. Bine, dar mâncărurile eu de care vorbeam. Eu fac cadouri cu ceea ce îi servesc. Și... Dar să știți că sunt extraordinare cadourile. E și poate mai prețioase decât multe altele. Eu cu ce pot să-i ajut așa, cadouri nu zic că le fac. Fac și cadouri când e nevoie, dar nu neapărat de Crăciun sau când văd că lipsește ceva, atunci întind mâna și fac. Și eu cred că cadourile ar trebui oferite și chiar dacă am putea oferi oricând cadouri, nu neapărat de Crăciun, cred că mai degrabă oamenii așteaptă o ocazie ca să ofere cadouri. Și atunci pentru ei această sărbătoare este o ocazie ca să ofere cadouri. Aș vrea să ne uităm puțin în scriptură, chiar dacă nu avem aici, așa cum spunea bunica la început, Duhul Sfânt ne aduce aminte. Și cu siguranță înainte de sărbătoarea Crăciunului ați citit anumite texte, pasaje care v-au vorbit în mod special, pentru că în fiecare an Duhul Sfânt ne sensibilizează asupra unui aspect și ne aduce o bucurie nouă. Aș vrea să focalizăm pe câte unul din aceste aspecte, dar unul pe care aș vrea să ne concentrăm este și cântecul îngerilor. Îngerii au cântat așa de frumos, slavă, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Ce ar trebui să însemne pentru noi refrenul acesta? Mai zic o dată. Ce ar trebui să însemne pentru noi refrenul acesta care l-au cântat îngerii și care am remarcat că-l știți și l-ați rostit împreună cu mine?
și înțelegem aici. Eu nu înțeleg bine că eu sunt bătrână și sunt de mult. Și-am mai uitat de multe care trebuie să le am în cap încă, dar s-au mai dus de ele. Dar totuși, oare zice-o îngăduit Dumnezeu pentru noi oameni? C-o fuge un din e dat la tăți, la fel. Oare nu cumva eu de zine că n-am primit și cu ce mă umdie Dumnezeu? Duce și ce pocăiește, duce și fă cu tare bine și cu tare. Și eu n-am vrut să aud. Oare și e vinovat? Nu eu. Eu că n-am vrut să aud. O treaba nu-i facă și-a face, că eu. Și omul care el numai el și de altul nu-i pasă, cum îmi pasă mie de oamenii supărați și năcăjiți și cu durere în inimă, așa-i pasă și la Dumnezeu de mine. Cum îmi pasă mie de oamenii aia? La unul eu murit. Nevastă, la altul i-au murit copiii, pe amu... Lasă că așa le trebuie. Oare e bine așa? Oricum e bine. Hai să ne înțelegem, să facem cum e bine. La jurul oamenilor de pângă noi. Că Dumnezeu așa face cu noi. Și e bine. Eu am fost orfană de tată până n-apuce zice tată. Până n-apuce zice tată, a rămas orfană. Și am crescut cu mama, cum am crescut. Mama s-a măritat cu mine și-a trecut cum a fost. Și-am gustat de multe. Și-o trebuie să aleg eu din ce am gustat. Spuneți-mi, din bune sau din mai puțin bune? Eu cred că ceea ce este bine ar trebui să facem și noi, dar putem învăța și din lucrurile care nu au fost tocmai bune, ca noi să nu le facem și ca cei din jurul nostru să nu simtă aceleași poveri pe care bunica, străbunica le-a simțit. Da, dar până la urmă a ales bine. Da. Sunteți prima din familie care ați făcut un botez la maturitate și ați ales o credință pe care să o și practicați, nu doar să o aveți așa de formă, de duminică. N-am ce să vă răspund mai drept și mai bine să mă duc acolo unde oamenii mă învață bine. Și-mi spun să nu păcătuiesc, să nu vorbesc de rău, să nu fac fapte rele. Acolo să mă duc. Și rari locuri, rari, până sigură, rari locuri. Că am fost toți răi, așa ca mine, cum mi-au fost părinții, nu mi-am cunoscut pe tata, dar mulți oameni de seama tatei mă întrebau umblând între ei, tu nu ești al lui Pop Ștefan? Nu, dar mi-a fost muș. Tare seameni cu el. Și apoi culoarea noastră ne arată de unde am venit până și culoarea noastră. Hai să
să ne întoarcem la cântecul îngerilor și să comentăm un pic ce ar trebui să însemne pentru noi lucrurile acestea. Eu cred că pentru omenire a fost unica ocazie de a auzi glasul îngerilor. Au cântat atât de frumos încât s-a auzit până pe pământ. Eu cred că ar trebui și noi să ne alăturăm lor în această zi frumoasă, zi măreață, zi de naștere a Domnului și să mulțumim Tatălui din cer care ne-a trimis un cadou atât de frumos și un cadou pentru eternitate. Ni l-a trimis pe Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Îi mulțumim că vestea aceasta a ajuns până la noi și dorim ca pacea care o transmis-o îngerii să fie pe pământ, să fie și între noi oamenii, în biserică, în familie și pretutindeni. Mie îmi place foarte mult refrenul și anul acesta m-am gândit la el că de fapt poate spune secretul păcii. Domnul s-a născut ca să aducă pacea, el este și împăratul păcii. Dar acolo în refren îngerii au spus pace între oamenii plăcuți lui și singura cale, din punctul meu de vedere, de a păstra pacea în familiile noastre, în biserică, așa cum ați zis, la locul de muncă, este să fim oameni plăcuți lui. Da. Adevărat. Să fim lumină pentru cei din jurul. Eu cred că cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu sau care nu știu să citească, cum zicea bunica, îl pot cunoaște pe Dumnezeu din viețile noastre. Dacă noi suntem într-adevăr plăcuți lui Dumnezeu, dacă noi facem lucrurile bune pe care El ni le-a spus că ar trebui să le facem, cu siguranță și oamenii vor putea să se bucure și să primească aceeași bucurie a nașterii lui Iisus Hristos în Ieslea din Betleem și în inima lor și bucurie pe care să o păstreze și pace pe care să păstreze tot timpul anului, chiar în ziua de Crăciun. Și să o transmită mai bineînțeles, departe celor dragi. Mă bucur de familia Hădărian, un număr așa de mare de copii, nurori, verișori și cu relații așa de bune. Cum reușiți, Estera, să faceți lucrul acesta? Bănesc că sunt niște modalități concrete de a fi plăcuți lui Dumnezeu pentru a păstra aceste relații bune. Cred că e important, în primul rând, să ne iubim unii pe alții și să fim înțelegători și răbdători, fiindcă fiecare suntem unici și diferiți în felul nostru și dacă știi să mai lași și după alții, atunci este pace în familie. Și un lucru l-am reținut foarte important de la doamna Maria, de la bunica, să nu ne vorbim de rău unii pe alții și cred că e cel mai important. Cred că în familie știi foarte multe lucruri despre unul sau altul, greșeli, detalii pe care numai cei din familie le cunosc și în momentul în care știi să le corectezi în secret. Să le iertăm unii pe alții, să avem o atitudine corectă față de celălalt. Sunt multe lucruri care trebuie să le facem așa prin lumina Domnului. Aș vrea să încheiem cu câteva beneficii pe care le-ați putea spune legat de nașterea Mântuitorului și legat de preocuparea noastră continuă, așa cum ați zis-o, de a fi lumină și de a fi plăcuți Lui. Eu cred că avem de câștigat din toate punctele de vedere, în primul rând personal, pentru că pacea și liniștea pe care ne dă Dumnezeu rămâne în inima noastră, au de câștigat cei din jurul nostru, din familiile noastre, pentru că bucuria și pacea se răsfrânge și asupra lor în fiecare zi, prin relațiile pe care le avem, prin interacțiunile pe care le avem, dar eu cred că de asta pot să beneficieze, și dacă noi suntem cu adevărat copii al lui Dumnezeu și cei mai îndepărtați, toate persoanele cu care intrăm în contact. Eu cred că schimbarea lumii în bine începe cu o singură persoană și dacă aceea suntem noi, eu cred că este un adevărat câștig pentru toți cei din jurul nostru. Toate marile revoluții, toate marile schimbări, toate marile reforme au început cu o persoană care au gândit diferit. Eu cred că și noi putem aduce în jurul nostru
pace și liniște și dragoste pentru toate persoanele cu care intrăm în contact, dacă într-adevăr suntem plăcuți lui Dumnezeu. Oare putem aduce suficientă? Pentru că eu cred că asta e marea descurajare și păstorii care erau neînsemnați, erau într-o perioadă de frământare politică poate mai mare de cum avem noi acum, că au fost alegeri și cine va fi și cine nu va fi. Și ei nu puteau să influențeze mare lucru. Și să vină niște îngeri să le spună pace între oamenii plăcuți lui, eu cred că și ar bunăvoire. Și bunăvoire, pace, da. Și bunăvoire. Și bună înțelegere. Bun, dar dacă eu sunt singurul care caut pacea și în jur toate se petrec altfel, întrebarea și descurajarea vine exact de la punctul acesta. Oare voi putea eu influența suficient? Și vă întreb pe dumneavoastră, putem noi aduce prin comportamentul nostru destulă bună înțelegere între oameni dacă numai noi căutăm pacea și ceilalți nu caută? Mai are vreun rost? Ce zici? Nu are rost a împăca. Eu zic că are rost. Dacă putem face pașe, s-o faci. Dar la neînțelegeri să nu ne voim. Lasă că cu tare e așa, că așa. Vorbiți de rău până când, cum era vorba mai de mult, îl tragem în pe rău. Omul vorbi de rău. Dreptatea e cea mai bună ca orice. Să ținem de ce-i drept. Că cu tare așa, că cu tare așa. Mă duc să văd dacă e drept ce ne-ai spus. Eu când am venit aici, de unde am venit, apoi mulți oameni pe lângă mine, că pe mine mă cunosc cu mulți, că am fost văduvă de tânără și la mine acasă a fost adunarea 4 ani de zile în casă, în familie, și mă cunosc cu mulți oameni. Și de bună și de rea, că n-am fost numai bună totdeauna. Poate mai mult am fost reca bună, nu? Dar e tare bine când auz pe cinema vorbind de rău pe unul altul. Apoi nu să-l asculți și să-i dai dreptate. Mai bine încingem gura și tășem și merem să vedem oare-i drept ce ne-o spus cu tare. Mai bine, mai iuce-i bine așa, să vedem îi drept și am auzit de ăla rău. Eu așa înțeleg și așa îmi găsesc cu cale că e mai bine. Că eu am fost mult vorbite și într-o parte și într-alta, că 4 ani de zile a fost adunarea la mine în casă, văduvă cum am fost. Și au venit oameni și de la munce, la mine și la lucru, dar și la adunare. M-au cunoscut mulți. Deci ați avut ocazia să fiți o lumină pentru mulți oameni. Dar acum eu vă întreb, cum e când vedeți că aveți atâția nepoți și strănepoți care înțeleg lucrurile aproape la fel? Vor și ei să iubească pe Domnul, să facă ceea ce este bine. Cum vă simțiți acum? Aici Dumnezeu lucra, nu eu. Dumnezeu. Că eu am fost tata nimărui de când nimeni nimica și a nimărui. Și la Dumnezeu eu fost milă și e milă. Acum
n-are de ce semnilostivitare că îți dea ea și o mai ascultați Dumnezeu copiii mei. Și apoi Dumnezeu îi cunoaște. Și mă cunoaște și pe mine și ne cunoaște pe toți. Dar știți ce zic eu? Cât putem face binele, să-l facem și să ne păzim de rău. Că la Dumnezeu nu-i place de cine nu se păzește de rău. Și pe mine Dumnezeu mă păză de rău, că nu a avut cine. Tată n-am avut demnică, soț n-am avut de la... de că m-am măritat. Că s-a dus la război și apoi a venit. Cum a fost, s-a trecut, dar-i mulțumesc lui Dumnezeu că încă s-a și îl cunosc pe Dumnezeu cât pot. Nu destul îl cunosc încă. De-aia mă mai ține ca să-l cunosc mai mult. Oricum, aveți o viață frumoasă, chiar dacă grea, și realizări frumoase. Nu e greu. Pentru mine e ușor tare, pentru cum a fost când a fost de seama vostra, istorote tineri. Atunci pentru mine a fost greu de tot, că numai Dumnezeu m-a păzut. De oameni. Numai de oameni m-am temut. Acum nu mă mai tem, că am îmbătrânit. Cred că înțelegi ce vorbesc. Înțelegem și ce știu eu despre dumneavoastră și persoanele din familie pot să confirme că sunteți și ați fost un exemplu de trăire creștină și cred că s-a meritat pentru că aveți așa mulți urmași care vin din urmă și aprind lumina mai departe în generația lor. Asta Dumnezeu o face cu noi. Dumnezeu o face cu noi, că dacă eu nu pot face și îmi place cu copiii mei, apoi o face Dumnezeu, dacă îl ascult. Asta e un cuvânt de mare speranță. Să ascultăm pe Dumnezeu fiecare, că nouă ne facem bine. Ce bine spui eu face dacă ascult pe Dumnezeu? Îți fac bine cât pot, dar Dumnezeu face tot. Așa e. Că îi Dumnezeu. Asta e un cuvânt de mare încurajare, cred, să facem ceea ce este bine și cred că pentru toate mămicile care își doresc să pășească copiilor pe calea lui Dumnezeu, e această încredere că dacă noi facem ceea ce putem face, Dumnezeu completează. Cu siguranță, și... da. Avem aceeași încredințare. Vă mulțumesc pentru participarea la această ediție specială de Crăciun și cred că mai mult decât am putut noi spune, telespectatorii au înțeles frumusețea unei familii adunată în jurul pruncului care s-a născut și care astăzi nu mai este prunc, el este împăratul păcii. Și o viață trăită și vieți trăite în acord cu voia lui Dumnezeu. Mulțumim că ne-ai invitat, ne-a făcut o plăcere deosebită și cred că membrele familiei Hădărean sunt de acord cu mine. Vreau să urez tuturor telespectatorilor un Crăciun fericit, un Crăciun luminat, un Crăciun cu pace, cu bucurie și iubire. Vă mulțumim! Multe, multe binecuvântări, că Dumnezeu mai are de unde, pentru familia Hădărean și pentru toate celelalte familii care ne-au urmărit. Să fiți binecuvântați și din partea mea toată bucuria și pacea să poposească în inimile dumneavoastră și în casele dumneavoastră. Și să ne vedem fericiți la o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile săptămâna viitoare. La revedere! O emisiune sponsorizată de Matero.